Salut dragilor și bine v-am găsit la un nou episod. Am văzut că v-a plăcut clipul de ieri legat de China și Taiwan și ce se întâmplă între aceste două state, am putea spune. Mă rog, între mai multe state, pentru că tot timpul când există interese geopolitice la mijloc, intră mai multe state în joc. Deci putem să-i băgăm și pe americani la mijloc, și pe ruși și așa mai departe. Pentru că toți au declarații puterice referitoare la aceste tensiuni bun, de asemenea vreau să vă întreb dacă vreți să vorbesc și despre ce se întâmplă în Haiti. Acum nu știu dacă sunt români interesați așa de mult de această insulă, dar e un subiect geopolitic interesant, deci să învățați în comentarii dacă vreți să vorbesc și haideți să trecem la episodul de astăzi și să vă arăt niște anunțuri destul de stranii date de Taiwan și unde ar putea începe un nou conflict poate mondial. Să trecem la episod. Intimidarea militară a Chinei împotriva Taiwanului arată că insula trebuie să se pregătească pentru un posibil conflict militar, a declarat ministrul de externe din Taiwan, într-un interviu exclusiv pentru o televiziune celebră americană. Avertismentul oficialului vine la o săptămână după ce insula a raportat cel mai mare număr de incursiuni ale avelor militare chineze în spațiul aerian supravegheat de Taiwan. Cele 28 de avioane militare militare chineze nu au intrat în spațiu aerian suveran taiwanez, dar acțiunea a fost văzută ca o dovadă de forță din partea armatei populare de eliberarea Chinei. În calitate de decidenți, nu putem risca, trebuie să fim pregătiți, a declarat U la da Taipei, când guvernul chinez spune că nu vor renunța la utilizarea forței și vor efectua exerciții militare în jurul Taiwanului, preferând să credem că aceste amenințări sunt reale. Chiar mă întreb când va începe acest conflict, pentru că tensiunile sunt foarte mari. Cum am spus și în episodul de ieri, poate chiar mai mari în ceea ce privește comparația dintre Rusia și Crimea. De asemenea și americani au trimis nave de luptă și din câte știți există și acest război rece, am putea spune, între China și America, despre care poate o să vorbim episodul de mâine sau episodul de poi mâine, pentru că există un conflict economic colosal între cele două state și poate Taiwanul va fi uh, chibritul care să declanșeze focul. Joseph Wu, care ocupă funcția de ministru al afacerilor externe din 2018, a fost acuzat de Beijing în mai că este un separatist dur după remarcile pe care le-a făcut în timpul unei conferințe de presă că Taiwanul va lupta până la final dacă ar fi atacat de China. Taiwanul și China au fost guvernate separat de la sfârșitul unui război civil în urmă cu mai bine de șapte decenii, în care naționaliștii învinși au fugit în Taipei. Asta ca să înțelegeți de unde acest conflict tensionat. Cu toate acestea, Beijingul continuă să vadă Taiwanul ca pe o parte inseparabilă a teritoriului său, chiar dacă partidul comunist chinez nu a guvernat niciodată insula cu aproximativ 24 de milioane de locuitori. În 2019, președintele chinez Xi Jinping a cerut Taiwanului să îmbrățișeze reunificarea pașnică cu China continentală, dar a refuzat să excludă utilizarea forței. U a spus că Taiwanul nu poate accepta unirea cu China, mai ales că evenimentele din Hong Kong au arătat că protejarea suveranității Taiwanului este crucială pentru a-și proteja poziția de singura democrație din de lume care vorbește Chineză. Dacă te uiți la situația din Hong Kong, este o tragedie modernă. Oamenii de aici, din Taiwan, vor pace, și asta vrea și guvernul din Taiwan, a spus el. Și, în afară de pace, dorim și dialog între Taiwan și China, dar, desigur, este nevoie de două părți pentru asta. Taiwanul a denunțat în ultimele luni numeroase misiuni ale forțelor aeriene chineze în partea de sud-vest a zonei sale de apărare antiaeriană, lângă insule Pratas, controlate de Taiwan. Potrivit documentelor militare chineze, Taiwanul va pierde mai mult din creșterea Chinei ca superputerea a secolului 21 decât orice altă țară din lume. Apariția Chinei ca a doua cea mai mare putere politică, economică și militară a lumii amenință interesele multor națiuni, dar numai Taiwanul își are existența în joc. China are plan de război numai pentru Taipei și nu știu ce pe foarte multe site-uri și de fapt în foarte multe articole încă este considerată China a doua superputere economică. Na, da, eu cred că a ajuns prima și de mult prima. Ei bine, pregătirile militare din strâmtoarea Taiwan nu sunt o noutate. Un punct standard de discuții între oficiali din Taipei enumeră numărul de rachete balistice pe care armata de eliberare a poporului le-a amplasat pe continent în raza de acțiunea insulei. Rachetele au o rezonanță emoțională minimă pentru oamenii care nu sunt instruiți în tehnologia militară, inclusiv pentru majoritatea taiwanezilor obișnuiți. Însă, Partidul Comunist Chinez și-a intensificat amenințările în ultimul an în vederea unificările. Navele de război ale chinezilor fac acum, în mod evident, exerciții în jurul periferiei insulei, în timp ce avioane de război cercetează în mod curent spațiul aerian taiwanez. Președintele Xi Jinping a declarat la finale lunii că Taiwanul se va confrunta cu pedeapsa istoriei pentru orice tentativă de separatism, oferindu-i cel mai puternic avertisment de până acum insulei revendicate de China, drept teritoriul său sacru. Ostilitatea Chinei față de Taiwan a crescut constant din 2016, care a fost ales ca președinte Tsai Ing-yen, membru al Partidului Democrat Progresist din insulă. China suspectează că Tsai vrea să promoveze o independență consolidată, ceea ce ar trece o linie roșie pentru liderii Partidului Comunist de la Beijing și Tsai a spus că dorește să mențină status quo-ul și se angajează să asigure pacea. China a fost înfuriată de semnarea de către fostul președinte american Donald Trump a legislației care încurajează Statele Unite să trimită înalți oficiali din Taiwan pentru a se întâlni cu omologii taiwanezi și invers. Construcția militară a Chinei amenință vecinii stabilitatea regională în extremul Orient, dar mai ales pe cea a Taiwanului. Expansia militară agresivă a Beijingului a făcut din marina sa cea mai mare putere din lume și și-a flexat mușchii în Marea Chinei de Sud și în regiunea Indo-Pacific. Beijingul continuă să-și construiască și capacitățile de rachete balistice. Mai mult, expertiza Chinei în război și cibernetic este bine consolidată. Cât și temută, aceasta a permis hackerilor chinezi să pătrundă în computere și să fure proprietatea intelectuală, precum și să facă alte infracțiuni cibernetice benefice economiei chineze. Un diplomat chinez din Washington a amenințat în 2018 că China va invada Taiwanul dacă Marina Statelor Unite ale Americii ar trimite o navă pentru a vizita insula. Lucru cerut de Congresul American, Pentagonul încă de atunci. Este aceasta doar o retorică goală sau reflectă intențiile reale ale Beijingului? Este de fapt un pic din ambele. Beijingul a devenit din ce în ce mai frustrat de administrația Biden, referitor la Taiwan, în timp ce își dă seama că este puțin probabil ca Washingtonul să răstoarne ceea ce guvernul chinez consideră anterior ca practici nelegitime ale administrației Trump. Summitul recent între cele două părți de la Alaska arată că Taiwanul, dar și alte probleme de interes pentru Statele Unite ale Americii vor caracteriza legăturile bilaterale pentru lunile următoare. Într-un advertisment sever adresat americanilor pe 7 martie, ministrul chinez de externe Wang Yi a declarat că administrația Biden ar trebui să stea departe din de linia roșie din strâmtoarea Taiwan, adăugând că guvernul chinez nu are loc pentru compromisuri, adresându-se cele de-a patra sesiuni a celui de-al 14-lea Congres Național Popular de la Beijing. Wang a adăugat, îndemnăm noua administrație americană să înțeleagă pe deplin sensibilitatea ridicată a problemei Taiwanului și să schimbe complet practicile periculoase ale administrației anterioare, trecerea linii roșii și jocul cu focul. Comentariile lui Wang au reflectat furia crescând a Beijingului, care pare să fi fost umilită de angajamentul neclintit al administrației Biden față de Taiwan și de asigurarea stabilității în regiune. În consecință, la sfârșitul anului trecut, când Trump a fost vins de Biden la alegeri din noiembrie, Beijingul a început să solicite o resetare a relațiilor bilaterale. Cam atât a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, de asemenea vreau să vă întreb, voi considerați că se va ajunge la un conflict mondial sau dacă China va anexa Taiwanul, chiar vă aștept să spun comentarii. De asemenea uitați să vă abonați și la canalul nostru de YouTube, secundar, aveți link în descriere, să dați un follow pe TikTok și unul pe Instagram pentru nou conținut, iar noi zic cu alte episoade și evident multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.